Digi Communication este furnizor de servicii de telefonie, cablu și internet. Îl cunoașteți deja, cred că este cel mai important operator de internet și telefonie din România în momentul de față. O societate care a venit cu rezultate foarte bune la 9 luni, comparativ cu perioada similară de anul trecut. Avem o cifră de afaceri în creștere cu 12% și avem profit față de o pierdere de 23 de milioane de euro. Un earnings per share la aceste preț ar fi de 40 de cenți, dacă s-ar distribui profitul în totalitate. Avem și câteva date, vedem cresc veniturile din Spania și serviciile mobile, cresc semnificativ și cheltuielile în Spania. Aici vedem câteva date pe cele patru linii de business, TV, internet, servicii de telecomunicații mobile și telefonie fixă. Iată și pe segmente geografice aici. Puteți vedea creșterea de venituri semnificativă pe Spania. Și avem și o zonă de cheltuieli în exploatare. La fel, Spania, de departe, creșterea este foarte mare. În mod evident, și creșterea pe Spania a fost semnificativă. Deci de aici și aceste cheltuieli.